Acum,
Dacă te apropii într-adevăr către Dumnezeu, că Sfinții Îngeri sunt de față în chip nevăzut, scrii în mărturisirea ta, care îți va fi cerută la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, câștigă-ți merita cugetare, prin care moștean te vei face veșnicilor de reaua pătimire, nici de defăimarea oamenilor sau de altceva care s-o potești ca fi cu anevoie. Între sudor și dureri și cu nenumărate sânduiri și moarte au câștigat acești ani. Pentru că prin a fărânti, a înțepta, a figur și tosădit și batocorit și ocărât și prigonit, Antonie, Eftimie, Sava, Calimice, Răcerica, toate cele lumești, studeri și prieteni. Și-a urmat ție, primește-l și pe rugul tău, Dumitru, nădejdea și scăparea tuturor celor ce nădăduiesc pe tine. Cu dar și cu iubirea de oameni, a unei a născut fiului tău, care nu-i binecuvântat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum că Duh și tu omnicească, poruncindu-le lor de a lega și de dega greșelile. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Pe care li-l dăm celor ce au depus cele trei voturi monahale.